Noutate pentru municipiul Satu Mare, în perioada 13-14 decembrie se organizează într-un centru comercial din oraș primul târg expozițional dedicat în principal părinților, copiilor sau viitorilor părinți. Târgul își propune să creeze un cadru de întâlnire între firmele din domeniul serviciilor și produselor pentru cei mici. Aici sunt incluse pentru început serviciile de care viitorii sau proaspeții părinți au nevoie la organizarea botezului, foto, video, muzică, cofetării, decoruri. Părinții vor putea să participe la o serie de simpozioane pe tema îngrijirii și creșterii copilului, în timp ce copiii își vor putea petrece timpul în spațiile de joacă instalate în interiorul centrului comercial. Pentru că este chiar perioada sărbătorilor de iarnă, cei mici vor avea ocazia să-i înmâneze scrisorile și să își facă o poză cu moș Crăciun. În cele două zile, organizatorii au pregătit și o prezentare de modă, ale cărei modele vor fi copiii. Târgul expozițional se adresează tuturor familiilor cu copii, dar și viitoarelor mămici dornice să afle informații legate de produsele și serviciile adresate special lor.